Alessia și Raluca au venit din Giurgiu la Politehnica să depună dosarele de înscriere la facultate. Din toamnă vor începe o nouă etapă a vieții lor. Se mută în București și își încep studenția la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Ambele visează la o carieră în IT. Mi se pare că ai destule posibilități la finalul studiilor și probabil multe locuri de muncă, sper. Locuri de muncă și probabil bine plătite. Evident. Câți oameni ați fost pe un loc? Cred că undeva la 10. 15. A fost o concurență. Nu cred că 15, dar 10. Da, a fost o concurență destul de mare, au fost foarte mulți candidați. Bucuroase că ați reușit? Evident, da. Evident. Ce note ai luat la BAC? Am luat 10 pe linie. Am ales CTI-ul de la automatică, adică calculatoare și tehnologie informației. De ce? De ce? Pentru că la asta eram bun, la mate și la info, și cred că era cam cea mai bună variantă. Acești elevi au ales una dintre cele mai căutate facultăți din cadrul Politehnicii. Pentru admitere aici, fiecare sutime contează. Pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare avem un examen de admitere cu două probe, o probă de matematică și o probă la alegere între informatică și fizică. Contează și notele de la BAC? Contează și nota de la BAC în proporție de 20%. Facultatea noastră e una din cele mai căutate facultăți din țară. Am avut în preadmitere undeva în jur de 15 pe loc. La unul din programele de studii. La Cluj, al doilea cel mai mare centru universitar din țară, Universitatea Babeș-Bolyai oferă proaspeților absolvenți 28.000 de locuri, împărțite în 257 de specializări. În plus, în acest an există o diversitate mai mare de domenii. Au fost introduse noi specializări. În acest an, UBB are câteva programe noi, un program de inginerie a informației, în sensul că noi am încercat să adăugăm o componentă de inginerie tehnologie în zona de informatică, un program de sănătate publică în limba română, iar la masterat sunt foarte multe programe noi, lumea e tot mai complexă, fără studii superioare, nu mai înțelegi lumea în care trăiești. Universitatea Tehnică din Cluj pune la dispoziție peste 5.000 de locuri, iar UMF Cluj are 1.155 de locuri pentru cei interesați de medicină. În România, doar 23% din tineri au studii superioare, comparativ cu media europeană de 43%.